Invitat, asta pentru că am fost provocat și știți că eu accept provocările. Băi, Dobrogea, cred că ai scris în numele tău? E colegul nostru, Andrei Dobrogea, care face pariuri cu invitații și mi-i pune mie în spate. Haideți totuși să-l chemăm pe următorul nostru invitat, pe Traian Stoiță, să vedem despre ce este vorba. Omul vrea să slăbească și practic el vine la televizor, spune chestia asta și trebuie să se țină de cuvânt, că dacă nu se face de râs. Corect. Nu mai bag eu la pariu, că eu oricum n-am câștigat niciun pariu până acum. Așa că ce rost are. Traian Stoiță! Salut, prietenul nostru, adevărat a înviat. Bine te-am regăsit. Bine ai venit la noi la emisiune. Ceva mai în spate, acolo, în față, în spatele camerelor de filmat, este frumoasa ta soție. E vinovată. Este vinovată? Vinovată, este da. Frumoasa ta soție, care are o poveste de viață fabuloasă. Le spun celor de acasă, celor care încearcă... Mitra, dă-te un pic la o parte! Băi, nene, băi, dă-te la o parte, că vrem să o filmăm pe soția lui! Așa, bravo. Să le spunem celor de acasă că frumoasa ta soție era elevă când tu ai cunoscut-o și ai zis, așa da. Mi-a rămas în cap. Da. Ai zis, o să fii nevastă-mea. Și așa a fost. Și în ce clasă ai luat-o? A 11. În clasa 11 ai luat-o și ai zis, o să fie a mea și... Da, numai de mult erai când ai văzut-o, când ai zis asta. Avem 5 ani de căsnicie deja. 5 ani, bravo. Și foarte o aici la barcă cu o șubă asta. La barstă, la barstă. Deci, oameni buni, Traian Stoiță are un mesaj, am înțeles... Ăsta e mesajul? Mesajul este da. Că vreau să slăbesc și că vrei să slăbești prin zăr. Să știi că da. Am înțeles că ai o metodă inedită și e un pariu pe care îl faci tu cu tine. Cu burta e greu și cu cojocul e mai greu. Așa, bun. Da, eu o cură pe bază de zăr. De o testez pe tine acum. Nu o testez pe mine, au testat-o niște prieteni și niște colegi care au avut așa niște beneficii vizibile. E vorba despre o cură pe bază de zer, cum spuneam. După câteva zile, corpul deja începe să înțeleagă acest zer ca fiind hrana primară, ca fiind ca laptele de mamă, da? Deci dimineața de la 6 iei prima cantitate de zer, după ce clătești un pic gura cu ulei de floarea soarelui. Înțeleg că foarte multe toxine se află aici, în cavitatea bucală. Faci gargară cu apă cu sare și după aia zer. 3 litri de zer pe zi. Bine, e un zer un pic îmbunătățit, dar vei vedea că funcționează la mine cum a funcționat și la alții. Și tu vrei să slăbești? Adică te-a pus soția la cură de slăbire? Nu, m-am pus până la urmă și întâlnirile, toate întâlnirile cu publicul iubitor de folclor, pentru că de fiecare dată în ultima vreme când am un spectacol, e un chin pentru mine să îmbrac costumul popular, până când. Dar tu, iartă-mă că spun, și când am văzut aici la emisiune, de fiecare dată tot așa erai mai plinuț. Eram mai plinuț, dar nu eram așa. Te-ai îngreșat, adică m-am îngreșat așa, m-am îngreșat așa de la nuntă. De la nuntă? De la nuntă am pus 20 de kilograme. Tu când? Și de când? Când era el în costum? El în costum eram eu, înainte cu vreun an să o cunosc pe Paula, deci acum vreo 6 ani, cam așa. Acum 6 ani? 6 ani. Așa vrei să ajungi? Și ăla de... Nu chiar așa, dar ceva între, uite, vezi, practic sunt frumoase ambele pozitive și frumos. Chiar îmi place. Deci nu înțeleg ceva, deci tu te-ai îngrășat de când te-ai căsătorit, ceea ce înseamnă că soția ta a avut un rol important în treaba asta. Asta ziceam că... Băi, mi-am ținut povestea ta, mi-a rămas povestea în cap, cum te-ai dus tu la școală și ai dus la părinți și ai zis, ea e nevasta mea și ai luat-o da, la școală. Gândește-te... Era clasa noua, nu era clasa 11. Da, și ai cum... băgat tu clasa 11 acum că ai schimbat... Nu, era da, 10-a pe final, cu cununia civilă. Acum dar... mai sunt 5 minute de vorbă, era clasa noua. Dar, clasa noua erai, nu? Nu, nu, nu. Țin eu minte, am caseta. A câta? Dar cât erai? A câta erai? Clasa 10, te-ai dus și ai luat-o. M-am dus și am luat-o și... Că mi-a plăcut foarte eu cred că de asta m-am și îngrășat, să știi. Că am intrat până la urmă în familie de oiere, da, din Poiana Sibiului. Eu, înainte fiind elev la seminarul teologic de la Cluj, acolo învățam mai mult cu postul. Am ajuns numai la pastramă de oaie, da. La brânză de oaie, la mâncarea aia bună lor. Cum să nu mă îngraș? Și deci tu acum ai zis că vrei în 15 zile, sau în cât timp să slăbești? Nu. În 10 zile, slăbim... 15 kg, așa nu. Scrie. Așa scrie acolo. Slăbim un... 10 kg în 20 de zile. Păi hai să schimbăm atunci, uite. 10 kg în 20 de zile? Da. Păi avem cântar să vedem câte kilograme ai acum? Fac. Păi este cântarii pe cântarul nostru și l-a venit și la... Avem Greta. Avem el la hai, Ciucă, vină cu cântarul. Hai să vedem. Îl dau jos ca să nu am cu 10 kg în plus. Și vii îmbrăcat la fel. Deci vii îmbrăcat la fel, peste 20 de zile, nu? La fel peste 20 de zile. Deci peste 20 de zile vii la fel și spui că există această dietă cu zăr. Aoleu. Câte kilograme ai? Stai să vedem. Ha, mă l-ai dat peste cap. 107,6 kg. Așa.
Deci în 20 de zile voi avea 97, da? Deci tu zici că slăbești... Slăbesc 100%. Stai așa să văd cât o să am eu peste. Mult 97, 10 kg, 10 kg ai zis, nu? Da, 10 kg. Păi ce, că treci și tu pe zăr? E strigat cântarul. Chiar e stricat cântarul. Deci tu vii peste 20 de zile, încât suntem azi în 9 mai. Vii pe 19 mai. Nu pe 19, pe 29. Ai dreptate, pe 29 mai. Deci tu vii pe 29 mai, mai slab cu 10 kg. Categoric. În 20 de zile. În 20 de zile. Pentru că bagi doar zăr. Primele 7 zile bag doar zăr, va fi cura de detoxifiere, apoi încep cu, cu o cură normală, așa, o să-mi caut varianta și bună dacă nu faci... și sport. Bun, și dacă nu slăbești, ce faci? Păi spune-mi tu ce fac, dacă nu slăbești. Păi haideți să facem cea. De asta mă temeam. Nu știu, dacă nu, adică să fie o miză, știi, adică să-ți pară rău că zici, bă, n-am reușit să slăbesc. Dă popcorn numai aproape, că după emisiune mă apuc de slăbit. Ia, bucură-te acum cât mai pot. Așa, mă bucur cât pot. Trebuie să ne lăsăm bucuriile să vină în sufletul nostru. Zi, ce, no. Hai să facem, dacă nu slăbești 10 kg, da. Fii atent, dacă nu slăbești 10 kg în 20 de zile, da. Pleci de la magazinul Unirii din centru, doar cu cojocul pe tine, gol în rest, până la Piața Victoriei pe jos. Hai fără gol, hai fără pe gol, cu cojocul. Pe, da, mă, gol, pe așa, în papuci, adică nu descurci, stai liniștit. Până la Victoriei. Da. Bine, da. Adevărul cu ăsta mă fofolesc bine, nu se vede nimic, e bine. Păi nu, dar poate o să fie 30 de grade, nu contează. Dar pleci gol, adică știi că ești în costumul lui Adam pe sub. Da, pentru fie ploaie, fie vânt, pleci. Fie orice, pentru dar că știu cum că... e pe 29 când cade Greta. Duminică, deci vii pe 30 luni. Deci am o zi în plus. Am o zi în plus. Păi nu, fii atent, pe 30 vii aici, te cântărim și dacă nu iese la cântar cu 10 kg mai puțin, după emisiune deja pleci. Așa facem. Ba, data? Așa facem. Perfect? Perfect. Oameni buni, el este Traian Stoiță, căutați-l pe Instagram, pe Facebook, încurajați-l, se omeniți-l și dumneavoastră când îl vedeți. Dați-i să mănânce ceva, omul încă i-ar fi păcat. Nu, nu, nu. Ce zici, mă reușește? Haide, vină în coace tu, vină în coace. Dacă Paula n-are încredere în mine, cine să aibă încredere, Paula, da? Zici că ea e susținătorul tău principal. Deci, Paula, tu zici că el va reuși? Pentru că Paula trebuie să se simtă vinovată, dar ea m-a adus așa, ea trebuie să mă ajute să... Eu am încredere în el. Tu crezi că el va reuși să slăbească, nu? Da. I-am promis, am zis, de când începe, eu arunc tot din frigider, deci... De când începe, mă, deci trebuie să facem... De mâine. Trebuie de să mâine. Facem loc pentru zero. Bere. Păi zero ăsta poate o să slăbești și vrea lumea zero. Zero de unde îl găsești? La piață zero, nu? La piață. Nu la piață. Păi nu știu, zăr aveam și eu la țară, la mine. Zărul este de la care se face, rămâne eu de la zăr îmbunătățit, știu că nu putem să facem reclamă. Ce dar se găsește undeva, nu, se găsește undeva pe internet toată povestea bine. Asta. Ideea și atunci... 21 de litri de zăr în 7 zile. Bine, hai să te văd cum slăbești. O să mă succes. Pe 30 ne vedem aici. Pe 30 aici cu 97 de kg cel mai mult. Bine, hai să vedem. Și un gram în plus dacă ai. În costumul Adam de la Unirii până la Victorie, pe jos. Mamă, ce post negru bag eu 20 de zile.